Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă! Rețeta de astăzi se numește ciorbă de pui cu de toate. Haideți să vă arăt ingredientele! Dragii mei, după cum bine vedeți, am pregătit aici pe masă cam ce punem noi în ciorbă. Eu de data asta, Miriam vrea să-i fac brocoli, dar am zis că să nu fac brocoli gol-goluț, o să facem o ciorbă cu de toate, așa, cu legume. Eu am multe legume congelate. Aici avem brocoli gol și aici avem legume asiatic, de toate. Aici este amestecături, dar e foarte bună, că am mai făcut din ea ciorbă și știu că e bună. Bineînțeles, avem o ceapă mare, care nu se poate să lipsească, și avem cărniță de pui. Dar ce cărniță avem? Uitați-vă aici, avem așa pulpe de pui, copănele și partea de sus. Așa. O să folosim legumele, ceapa, cărnița, avem concentrat de legume și un pic de ulei. Deci asta o fi ciorba noastră, care vrea Miri neapărat să-i fac. V-am spus, de la o vreme noi gătim foarte la regim dietetic. Da, după o ciorbă ar merge și ceva felul 2. Acum nu știu dacă mai fac sau nu mai fac, dar eu cam dată facem o ciorbă. Așa că, haideți, dragii mei, n-avem nimic de tocat, n-avem nimic de lucru, asta se face 5 minute, e o ciorbă foarte cu de toate, foarte bună și tocăm ceapa. Ne trebuie ceapa. Am luat tocătorul ăsta mic al umirii, ăsta e tocătorul umirii și ăsta folosesc foarte mult, să știți. Uitați ce o ceapă mare am curățat, o să le tocăm foarte mărunt, nu foarte, așa, cu burca la ciorbă, așa le tăiem. Și o să punem aici, în boluțul ăsta, da? Le tăiem prima dată ceapa, că ceapa trebuie călit și legumele și tot. Și să vedeți ce o ciorbă ne iese nouă și avem tătă ziua ce mânca. V-am spus, la noi, pe frigul ăsta, ne trebuie mâncare caldă. Deci, o ciorbiță, o tocăniță, o ce putem noi să facem acolo, dar cât mai simplu, nu foarte sofisticat, nu cu foarte multă carne. Și acum m-am gândit, să știți că chiar m-am gândit, că și Mihai m-a zis că carnea cam multă, din asta aș putea să fac de două ori mâncare din cărnița aia, că avem foarte multă cărniță acolo. Și nu știu, că m-am gândit ce să mai fac, că sincer să fiu cu voi, să nu vă mint, cam nu prea mai știu ce să fac. Uitați-vă aici cât ceapă avem, ceapa, știți că, uitați ce bună e, e o grămadă de ceapă și tot mă gândesc să pun carnea, să nu pun toate, nu știu. Haideți să vă arăt legumele. Vreau să vi-l tai, să vă arăt legumele, să vedeți ce legume este în ea. O să vedeți imediat, uitați-vă aici ce legume are în ea. Are de toate. Are și fasole verde, are, vai, chiar are de toate în ea. Chiar de toate, de toate. E foarte faină. Și folosim și brocoli. Aici tăiem punga. Și o să folosim brocoli. Vai, ce faini! Uitați-vă aici, uitați, vedeți? Așa are în punguță. V-am arătat, să vedeți și voi ce legume faine se iau. Uitați-vă aici. Așa. Nu o să punem tot, o să punem jumătate de jumate. Mai o să avem o dată, că gândiți-vă că ăsta are 400 de grame și ăsta 450. Deci ar veni un kilogram de legume pe două persoane. Gândiți-vă că nu mâncă un kilogram de legume, mai ales la ciorbă. Punem jumate, jumate și mai eu o să avem o dată să facem. Așa că, dragii mei, merem la aragaz și
călim legumele, o să le mai spăl încă o dată, că văd că o lăsat zamă. Eu am spălat carnea, dar o mai lăsat apă carnea și o mai o spăl încă o dată și străcor foarte bine și merg la aragaz. Dragii mei, nu m-am dus la tigaie, m-am gândit în felul următor. Ca să tai eu, uitați, asta este pulpa, partea de sus. Și m-am gândit, uitați-vă aici, că are piele. Dacă tot e regim, dragii mei, să fie regim. O luăm pielea, o dăm la țiții sau o aruncăm. Și uitați, o să tăiem carnea. Chiar o să tai carnea foarte mărunt, fiindcă... E foarte mare și să nu fie așa mare, uitați, le tăiem bucăți mai micuțe. Așa. Vedeți? Așa. Și asta o tăiem în două. Uitați, așa. Bucăți așa. Și așa. Miriam, dai tu ăsta la țiții. Miriam, abia așteaptă să dea la țiții. Uitați, ăsta o dăm la țiții. Noi o să iei, nascătăm după aia. Bună ziua, vă spun și eu, dragilor. Știți cum o cheamă păpțiții noastră? Cum o cheamă Miriam? Perla. Nu mai Perla. Miriam, tu... Schimbă numele în fiecare zi. Odată așa, odată așa. Uitați-vă aici. No. Nu-i bine, ăsta încă e foarte mare, mai tai din ea. Așa. No, nu-i mai bine așa, dragii mei. Și da. Acum invers facem. Asta o să dăm așa la țiții, că oricum o să spălăm. Și asta o să băgăm la ciorbiță. No, noi nu ne ajunge la două persoane atâta cărniță. Avem carnea tocată, avem ceapa tocată. V-am spus că folosesc jumate din legume. 400-450 de grame de legume congelate. Un pic de ulei, un pic de concentrat de legume și avem o ciorbă delicioasă, rapidă, în câteva minute. Acum chiar că merem la aragaz. După cum vedeți, am pus cratița la foc. Uitați, punem ceapa la călit. Am pus o lingură de ulei, dar chiar o lingură, nu mai mult, ca să nu fie foarte uns. Punem ceapa și, uitați, punem și cărnița care le-am tocat mărunt și le-am spălat foarte bine. Și călim aici ceapa cu carnea să aibă un gust bun, ca să fie foarte bun la gust. Eu o să mă duc să aduc, bineînțeles, aici... legumele care o să avem nevoie de ele, v-am spus că o să folosim jumate. Jumate din broccoli și jumate din legume. Da, video-ul meu cu florile. Ați văzut că le-am notat. Păi o să fiu atent cam prin 20 și cam frișul. Poate vreo 3 zile o să le pun înăuntru, fără cadru, numai pe ele. O să folosim un pic de legume. Vedeți că se albește carnea, ea se face, se distruie cu ceapa, să vedeți ce gust bun o să aibă. Foarte, foarte bun. O să lăsăm un pic să se distruie și atunci, bineînțeles, o să punem legumele congelate peste. V-am spus, punem decât jumate. Hai. Punem și broccoli, 2-3. Asta cam mare. Punem una mai mică. Așa. Punem din asta așa.
covare cam puțin, să știți. Pot să mai răzălesc eu un morcov aici, să aibă culoare faină, că nu prea are morcov. Dar am eu morcov acasă și pot să răzălesc. Uitați ce culoare faină are și pur și simplu... O mânuță. Așa. Foarte bine. Acum noi mai avem aici o dată să facem, o mai rămas. Și acum mă duc să aduc apă. Dar până atunci ea trebuie să mai dinstuie, vedeți, că ea e congelată și se desface. Uitați ce fain. Dar nu trebuie mult, că brocoli știți că fierbe repede, puiul fierbe repede. Ducem apă și punem peste și fierbe. În câteva minute este fier. Avem o ciorbă delicioasă. Acum aduc apă. Da, dragilor, cum sunteți dumneavoastră, ce mai faceți, cum sunteți cu sănătatea. Noi vă dorim multă sănătate, multe salutări la toți, la urmăritorii noștri. Am dus apă. Mai pun Mihai sau ajunge? O să mai aduc un păhăruț, da. Nu facem foarte mult. Uitați ce culoare frumoasă are. Foarte fain și are de toate. Ne-am mai aduc un pahar de apă mică. Și la urmă, cine vrea, își pune smântână sau pui smântână în toată. Cum o să procedez? Nu mai lăsăm așa, fără smântână. Cine vrea... Atât. Noi așa facem de regulă. Și punem farfurie. O linguriță de smântână sau două. Deci acum o să duc un capac, pun peste și lăsăm să fiarbă. Dacă cumva mai trebuie sare, ceva de gust, o să punem. O să pun și eu o foaie de dafin. Stai să mă duc să aduc o foaie de dafin. Nu mai desgustăm și vedem. Așa se va proceda și dumneavoastră. Să nu fie prea sărat, nu-i sănătos. Nu mai vrem să mâncăm așa. Să uitați, am pus și o foaie de dafin, vedeți? Punem și capacul și lăsăm să fiarbă. Și o să venim cu rezultatul. Poate mai răzălești un morcov. Dragii mei, am curățat un morcov din asta de la mine, un morcov normal crud, care o să dăm pe răzălitoarea asta mică să o băgăm în ciorbă, că văd că nu are culoare și are puțin morcov și nu ne place să aibă morcov în ea și asta îi dă un gust, o culoare foarte faină și mai o îngroașă, așa că am curățat un morcov și o dăm pe răzălitoarea asta mică, să vedeți. Imediat este gata, nu durează mult, ciorba este de un minut, așa că asta se poate pune și după, și înainte, și călit, și cum vreți voi. Să fierbe foarte repede, de aia am dat. Puteam să o răzălesc și pe răzălitoarea mare, dar am vrut pe asta mică, având în vedere că eu am dinstuit acolo un pic, uitați-vă aici. Ăsta o să spălăm noi. Da. Așa că o să punem în ciorbă. Vedeți cu mine. Uitați, eu vin aici și pune în ciorbă. Și Margareta amestec. Da. Mă ajută Mihai. Vedeți că și eu ajut. Da. Dar tot timpul mă ajută Mihai, să știți. Că nu ajut. Uitați-vă aici ce fain e culoarea. Uitați ce bine arată, este dulce, este sănătoasă, vitamină, uitați ce fain e ciorba, avem și, de pește. Da, vezi? Am pus acum morcovii, are o culoare mai bună, e mai groasă, punem și capacul și lăsăm să fiarbă și o să revenim când este gata. Dragii mei,
Ciorbița noastră este gata. Uitați-vă aici ce bine arată, dragii mei. Uitați-vă aici. Uitați, e plin cu de toate. Are conopii, adică brocoli, are cărniță, are legume. Uitați cât legume în ea. Și ce culoare are, dragii mei. Din ce? Din legume congelate am făcut. Nu vreau să vă spun ce gust are. Elina mai pomenit. Credeți-mă. Uitați, am pus aici un pic de smântână. Am pus un ardei iute. Uitați, mai avem ardei iute. Putem să punem zama de la ardei iuți dacă ne place. Noi nu mâncăm așa, că știți că noi nu mâncăm ciorba acrită. V-am mai spus și vă spun de câte ori am ocazia. Nu, ne place cu smântână cel mai mult. Dar smântâna să o punem noi, nu să amestecăm tot. Și așa să amestecăm, dar vă spun sincer că atunci dacă lăsăm, se strică. Și atunci trebuie să mâncim imediat. Mai bine lăsăm așa și punem noi, separat, știți? Punem, luăm de aici și punem în ea, amestecăm și mâncăm așa, pe loc. Deci nu băgăm în toate. Așa e cel mai bine. Dar vă spun sincer, atâta e de bună gustul și ați văzut, v-am arătat, nu am ceapa, ceapa i-o dat tot gustul, ceapa, ceapa e extraordinară, credeți-mă. Legumele și cărnița, toate au contribuit. Normal, ce bune, morcovi, așa de bine s-o oferte, e adevărat că am răzălit-o pe aia mică. De la morcovul ăla ce am răzălit eu, o primit culoarea asta galbenă, ca să știți. Îi zici că e supă de casă, supă de găină, așa arată, așa de faină e culoarea. Nici n-am mai pus verdeață, vă spun sincer că verdeață, nu, am lăsat așa să o vedeți ce culoare frumoasă are. De la un morcov mic răzălit, atât, ați văzut. Din nimic se poate face o mâncare delicioasă. Foarte bună, caldă, pe frigul ăsta mereu o ciorbiță caldă, mai ales dacă o mâncați cu ardei iute, băi, vă spun eu... Ia să toată răceala! Cu siguranță! Ne scuturăm odată, dăm în picioare și... Nu mai glumi așa! Dar sincer, vă spun sincer, nu, eu mânc ciorbă cu ardei iute, chiar îmi place. Și mie îmi place. Și chiar e bună, deci Mihai glumește, dar e adevărat ce spune. Nu, scoate răceala. Ardei iute, da, chiar vă ajută la răceală și au o supă fierbinte cu un ardei iute, chiar mere foarte bine. Credeți-mă, pe cuvânt. Și v-am spus, dacă vouă vă place ciorba acrită, uitați, dacă aveți murătură, dacă aveți ardei iute, puteți să puneți, dar nu în toate. Adică, na, fiecare face, da, cum dorește. Dar eu, una, noi nu mâncăm. De la noi din casă nimeni nu mâncă ciorba acrită. Deci noi așa suntem obișnuit și v-am spus, smântâna nu mai repet, le punem după aia. A fost că n-am mai făcut cu bulion, da, de roșii câteodată ciorbă. Păi mai fac și cu bulion, normal că fac. Când n-am ciorbă, fac cu bulion. Sau și smântâna, am mai băgat-o în ciorbă, că da, le mâncăm atunci, nu-l mai ținem. Așa că, dragii mei, ciorba se poate face în multe feluri, chiar în N feluri. Este foarte bună, este delicioasă. Vă sfătuiesc să faceți, bine, asta e o ciorbă de pui. Da, o să vă fac într-o zi o ciorbă la grec. Să vedeți aia ce bună e acolo. Trebuie băgat smântâna. Trebuie și gălbenușii de toate acolo. Da, aia e ca ciorba de burtă. Aia e ciorbă adevărată. Dar și asta, asta e mai mult de legume. Adevărată. Uitați-vă aici. Uitați, până și fasole are în ea. Și mazăre are în ea. Tot ce vreți are în ea. Broccoli are în ea. Deci s-o fiert foarte bine. Uitați, nu mai a rămas numai coada de la broccoli. Carnea s-o fiert foarte bine, osuțul ăsta ce am băgat eu. Dar să știți că pentru noi, uitați, fasole. De toate, că aia au avut de toate. Punga aia la altă cu legume, au avut de toate. Am luat-o de la Lidl și nu este foarte scump. Am luat-o la ofertă cu 4 lei și ceva. Nu mai știi minte. Da, este la Lidl. De la Lidl am luat, sigur. Știu că de la Lidl am luat și nu-i foarte scump. Și dați seama, luați cu 4 lei și faceți... Acum depinde și câte persoane sunteți. Acum dacă bagi numai punga aia, bagi tot.
de face o ciorbă foarte bună. Dar merită, eu zic, că are de toate și legumele știți că e foarte scump și ăsta congelat mere foarte bine la ciorbă. Deci, finalul că a ieșit super bun. Are culoare faină, are de toate nea, este gustos. Chiar vă rog să o încercați și voi să faceți, să vedeți ce repede să face, ce gustoasă e și ce bună e. Deci în câteva minute am făcut o ciorbă delicioasă. Și deci... vă invităm cu noi la ciorbă produță, da. Dragilor, la noardei iute, la smântână. Deci cum a zis Mihai, vă invităm cu noi la masă să mâncați cu noi o ciorbă caldă. Vă împărțim cu voi. Că avem, cât avem o împărțim, așa că, dragii mei, vă sfătuiesc să încercați și voi. Ei este, v-am mai spus, nu vă mai repet, o ciorbă rapidă, gustoasă, delicioasă, care să face în câteva minute. Vă spun sincer, eu chiar aș mânca în fiecare zi, că este delicioasă și să face rapidă. Mulțumim, nu rămâne decât... Dumnezeu. Nu rămâne decât avem. Să vă spun poftă bună, dragii mei, vă îmbrățișez cu drag și vă iubim. Vă spunem la revedere. La revedere, dragilor. Poftiți la masă.